Frodo? Cred că am greșit adresa. Puteam să jur că am ajuns în comitatul Shire, acasă la Hobbits. Dar nu. Mă aflu într-un sătuc din România, în județul Neamț. Un loc unde Tolkien se întâlnește cu basmul românesc. Ce zici? Descoperim împreună? Hai! Dacă ți-ar spune, călătorule, că poți să locuiești câteva zile într-un bordei, ca parte dintr-o experiență turistică inedită, te-aș face curios? Dacă da, află că la Dobreni, în județul Neamț, 5 căsuțe cu acoperiș de pământ și iarbă te așteaptă să le fii oaspete. Poarta pe care am intrat ca să ajung în sat e în același timp și un portal. De partea cealaltă este realitatea, așa cum o știm noi, iar aici o lume magică. O lume magică pe care ți-ai închipuit-o tu, tu și soțul tău. Ați intrat, ați făcut un pas în trecut, un trecut din care toți ne tragem. Încercați să trăiți așa cum trăiau strămoșii noștri de altă dată, în bordeie, construite din pământ, lemn și piatră. Aceasta este experiența, provocarea pe care o aruncați turiștilor. Este și o experiență și o provocare, pentru că nu mulți dintre noi pot să renunțe la toate gadgeturile din ziua de astăzi. Căsuțele nu au curent electric, sunt iluminate natural ziua și cu lumânări noaptea. Și atunci, normal, nu avem televizor, ne deconectăm total de tehnologie. Și încercăm să socializăm și să cunoaștem oameni noi. Fiecare căsuță este a unui războinic. Aha. Cum este căsuța Robardin. În povestea noastră este cel care se ocupa cu prepararea mâncării și a băuturii necesare satului. Căsuța Astor, care este a vraciului, a magului acestui tărâm. Căsuța Davos, unul dintre războinicii importanți din sat. Cine a făcut această poveste și de unde ați cules aceste nume care sună foarte interesant? Davos, Robardin, de unde vin ele? O parte dintre ele sunt inventate, o parte dintre ele sunt nume dacice vechi, cum este Davos, cum este Rex, numele temniței noastre, dar Robardin, Bardas, sunt nume inventate și care s-au integrat perfect în povestea noastră. Cât de mare a fost provocarea să construiți o astfel de casă? În pământ, cu lut, cu pământ deasupra. Nu e un lucru, nu pare un lucru foarte ușor de realizat. Nu, provocări am avut de la început. Începând de la autorizația de construcție, nu găseau nișa în care să ne încadreze, pentru că nu au unghiuri drepte, după cum vedeți, nici o căsuță nu are un unghi drept. Provocarea a fost și pentru arhitectul, care a venit și a făcut proiectul după ce am terminat căsuța, că nu-și dădea seama cum dorim să iasă. Căsuța lui Davos, am scanat și codul QR la intrare, așa că poți să ascult povestea, nu? Da. Ia să vedem. Davos. Am fost născut în prima zi din luna lui Făurar, când soarele se întâlni cu luna. Port mândru flamurile roșii ca sângele să-mi amintească ce înseamnă lupta. Vino cu gânduri pașnice și ești în siguranță în casa mea. Dovedește-te loial și te voi învăța tainele ascunse în luptă dobândite de la zei. Acum, bravule, adună-ți forțele și concentrează-te, căci lupta începe. Atmosfera din căsuță este numai bună pentru a asculta un bas. Așa este.
Avem și lumânări. După cum vedeți, lumânările ne luminează căsuța noaptea. Într-adevăr, te îndeamnă la povești, mai ales iarna, dacă mai faci și focul. Ești la gura sobei. Ești la gura sobei și chiar îți creează un sentiment de pace și de liniște. Și această căsuță a fost construită, ca toate celelalte, cu resurse naturale. Din ceea ce ne dă natura. Avem lemn, lut, pământ. Pământul e deasupra. Și piatra. Și piatra. Da, da. A, așa este. E numai bună pentru o familie, în cap și părinții, în cap și copii. Exact, așa a și fost gândită, pentru o familie cu un copil sau doi. Cred că este căsuța perfectă și părinții au sub supraveghere copiii și atunci îi petrec timpul ca o familie. Chiar așa ce spun copiii când ajung în sătuc? Ah, sunt foarte încântați. Chiar vroiam să zic că am avut două doamne venite cu copii, fiecare avea câte un copil și chiar își făceau griji. Ce fac ei 3 zile fără telefoane, fără televizor, era o problemă. M-am bucurat că nu au luat deloc telefoanele, că au stat la noi și chiar s-au jucat, au trăit, au sărit, au alergat animăluțele, chiar și... s-au implicat. Da. Pământul este cel mai bun izolant și atunci păstrează o temperatură întotdeauna de 17-18 grade. Dacă iarna nu facem focul, temperatura rămâne la minim 17 grade, nu scade mai puțin de 17 grade. Iar după cum vedeți, când este cald afară, este foarte răcoare înăuntru. Străbunii noștri nu degeaba își făceau căsuțele în așa fel încât cât de cât să aibă un confort termic dat în funcție de anotimp. Dintre toate căsuțele, acesta mi se pare cea mai spectaculoasă prin faptul că este cu totul sub pământ. Da, celelalte căsuțe sunt jumătate în pământ, jumătate terestru. Căsuța Astor este sub pământ, tocmai pentru că este a magului, a vrăjitorului. Era locul în care își făcea poțiunele și leacurile. După cum vedeți, deasupra paturilor sunt iluminatoare. La fel, străbunii noștri aveau așa o... nu neapărat frică, cât un respect față de soare, de lună. Și cea de-a doua cameră, se pare că e și cea mai încăpătoare casa vracului. Este cea mai încăpătoare pentru că vraciul nostru avea o ucenică, pe Nessie, și atunci, bineînțeles, că locuiau împreună, pentru că multe dintre vrăși se făceau noaptea. Atunci trebuia să o aibă aproape pentru a putea să învețe. Iar aceasta este camera ei. Aceasta este camera ei, după cum se vede și pe iluminator, este înfățișată Nessie. Mă întreb cât de greu este să întreții o astfel de casă subterană. Este destul de, nu greu, dar constant, pentru că lutul crapă. Tot timpul trebuie o întreținere a lutului. Astupate găurelele, curățat unde crapă, dat cu var, după aia aștepta să se usuce. Este o întreținere constantă. Cred că zilnic avem de făcut câte o reparație la câte o căsuță. Mai avem un loc de vizitat. Da. Taverna. Noi toată mâncarea se face la foc de lemne, deci se face în tihnă și atunci toți care ne trec pragul ar trebui să știe că este de durată. Este o mâncare povestită pentru că trebuie să aștepți.
ca lemnul să-și facă treaba. Astăzi vom pregăti tocănița casei. Este o tocăniță simplă, pentru că înainte mâncarea se făcea din ceea ce avea omul în curte. Dar este foarte apreciată de cei care ne trec pragul. Este cu carne de porc, cu legumele care se găsesc la țară, se găsesc la oricine în curte și, bineînțeles, puse la ceaun. Mă ajută bucătăreasa noastră, este Lili. Ea are meritul pentru toată mâncarea și gustul care îl regăsim în farfurii. Prima etapă este să curățăm tot zarzavatul, da? Începând cu ceapa, pentru că la orice mâncare toate se pun treptat. Prima dată punem ceapa la călit, pe urmă, bineînțeles, carnea, ardeii, ardelul gras. E bine dacă avem mai multe culori, dacă nu e bun și cu ceea ce avem. Nu se toacă foarte mărunt, pentru că, după cum știm, înainte oamenii făceau mâncarea repede, deja durează la lemne, plus că rămâne gustul fiecărei legume. Din primul moment în care ne-am gândit să facem ansamblul nostru turistic, am dorit să folosim numai preparate naturale, motiv pentru care preparatele, toate legumele, carnea de pui, de iepure, fructele pe care le folosim la dulcețuri, le luăm de la producătorii locali. Că sunt la noi din sat sau că sunt din satele alăturate, folosim doar produse cât de cât naturale, cât se poate. În primul rând pentru că mâncarea este mai gustoasă și pentru sănătatea noastră și în al doilea rând pentru a revitaliza localitatea și comunitatea în care noi trăim și ne cunoaștem așa unul cu altul. Într-un sat e mai mic, e mai restrâns să ne cunoaștem toți. Acum, dacă uleiul s-a încins, putem pune carnea. Și o lăsăm la înăbușit. 10 minute, un sfert de oră. După ce s-a călit un pic carnea în prealabil, se pune ceapa. Se amestecă.
bineînțeles că după o mâncare așa sățioasă merge și un desert. Noi desertul facem la fel cum ne-a învățat bunica, poale în brâu. Sunt cerute la fel, destul de des. Brânza o luăm de la vecinii din sat, la fel este naturală, smântână la fel. Lili o să vă arate acum cum se face aluatul pentru poalele în brâu. O rețetă ușoară pe care probabil o să o regăsiți peste tot. În schimb, plăcintele sunt așa o amintire a trecutului. Noi făceam cu bunica. Pe lângă pâinea pe plită sau turta pe plită pe care ne făcea și ne ungea cu magiun, ne făcea și plăcinte și ne plăcea să ne jucăm cu aluatul împreună cu ea. Se frământă, după care aluatul se lasă la crescut, cam o oră. Acum depinde și de cât de cald este în încăperea în care este lăsat la crescut. Dacă este mai cald, crește mai repede. Bunica mea nu folosea stafide, dar noi le folosim pentru că ne place gustul. Înainte se strângeau femeile din sat, bunica mea avea cuptorul făcut afară și se strângeau femeile din sat și coceau la cuptor, era cu rezervare, cum zicem noi acum, luni coci tu, marți coc eu și înainte chiar se ajutau oamenii și era foarte, foarte frumos. Cum se acoperă cu un prosop de bucătărie și se lasă la dospit. Așteptați să crească aluatul. Noi am pregătit umplutura, brânză cu zahăr, la fel cum făceam cu portocală și lămâie rasă. Și cum nouă ne plac stafidele, am pus și stafide în interior. Când vedeți că este crescut, adică când și-a dublat volumul, ne apucăm să le punem, să le facem și să le punem în tavă. Aluatul trebuie întors pentru a putea scoate aerul din el și a fi mai pufos și mai moale. Se fac biluțe pentru a putea să-l împărțiți, să fie în mod egal la fiecare plăcintă, să nu iasă una mai mică, una mai mare. Și întotdeauna aia ultima o să iasă mai mică. Oricât am împărțit, ultima rămâne mai mică. Tapetăm pe fund cu făină pentru a nu se prinde aluatul și a-l putea lua mai ușor după ce închidem plăcinta. La noi se înnoadă aluatul. Probabil bunicile noastre au găsit metoda asta tocmai pentru că se pune foarte multă brânză în ele. Când îl bagi la cuptor, brânza tinde să-ți iasă în afară și din cauza asta să ies mari și rămâne brânza în interior, înnodăm într-un fel aluatul. La noi în zonă se fac și vărzări. Deci aceeași foaie de plăcintă, dar
se umplu cu varză și cu dovleac și poți să pui, să pui orice. Nu? Face un aluat rotund, se dă mărginile peste brânză, după aceea se apucă aceste două colțuri, se înnoadă odată și aceste două se înnoadă și gata. A ieșit plăcinta. Mulțumesc tare mult pentru poveștile pe care mi le-ai spus, pentru bucatele pe care le-ai așezat în fața mea pe masă, că ai împărtășit rețetele acestor mâncăruri gustoase cu mine și mă bucur că te-am cunoscut. Astfel mi-am dat seama că în România avem o nouă generație de antreprenori care au imaginație, au curaj. Cu drag v-am împărtășit din ceea ce facem noi aici și cu cel mai mare drag v-am arătat locația noastră. Și ne bucurăm că v-a plăcut și sperăm să lăsăm o moștenire copiilor noștri a ceea ce au fost străbunii noștri și rădăcinile din care ne tragem cu toții. Pentru povești! Pentru povești!